Care este situația celor doi copii care fac sport de performanță aici la Bacău? Mă refer sigur la discuția pe care tot o aveam de dimineață. Sunt cu inima îndoită. Unul este vaccinat pentru că are 17 ani, iar cel de-al doilea încă nu are 16 ani și de-aia am amânat puțin vaccinarea, că doream să împlinească 16 ani. Dar, împinsă de situație, l-am vaccinat și pe cel mic, dar doar cu o doză. Iar el stă acasă și plânge că nu poate veni la bazin, iar sursa intră, bine mersi, în bazin. Asta e situația mea și vreau să se rezolve cumva. Ce le transmiteți autorităților, celor care până la urmă ar trebui să, cum să spun, să taie nodul gordian într-un... În primul rând să ne bage în seamă, să vină aici, să întrebe, să ne asculte, să nu mai asculte doar politruci, conducătorii ai bazinului sau alții. Să vină să ne asculte. Nu sunt politruci, nu știu dacă sunt politruci, sunt administratori. Sunt apolitic, deci pot să-mi dau părerea. Da, da, sigur. Copiii mei fac nou de 13 ani, zi de zi, mai puțin duminica. Deci sunt în măsură să vorbesc despre asta. În calitate de părinte al unui copil care practică notul de 8 ani și are rezultate la nivel național și internațional și pentru care fiecare zi de antrenament contează, pot să zic că simt cum cineva efectiv își bate joc de munca acestor copii. Dar nu de acum de mult. Astăzi e o situație, fetița mea are 13 ani, am și vaccinat-o cu prima doză, nu e suficient. Astăzi am și testat-o ca să fie în regulă, pentru că plângea, a spus că ea nu-și permite să lipsească nicio zi de la antrenament. Și muncește mai mult, cred că, decât orice angajat al primăriei. Pleacă la 7 dimineața și vine la 7:30 seara cu școală, bazin și tot ce vreți. Mai mult decât mine, poate. Și totuși nu este lăsată să muncească, deși asta vrea. Nu știu... Care e perspectiva? Cum vrem performanță? Cum vrem să ajutăm copiii ăștia să facă altceva, să iasă din mediul ăsta al internetului, al YouTube-ului, că atâta știu să facă majoritatea? Cum facem? Îi trimitem înapoi acolo? Îi trimitem să stea în casă? Ce să facă? Ce putem face mai mult? Am vaccinat-o, nu e gata schema. Chiar nu înțeleg și nu știu de ce sunt puși acești copii în aceeași categorie. Până la urmă, dacă e să fie o problemă, sunt atâtea reguli, se păstrează distanțare, se poartă mască. Domnul care conduce acest bazin frumos, făcut de alții, nu știu cum a ajuns pe mâna dânsului, știe oare ce înseamnă performanța în materie de sport? Asta e întrebarea mea. Știe ce înseamnă o zi pierdută de antrenament pentru un copil care muncește zi de zi? Oare înțelege asta? Copiii ăștia au niște aspirații și niște dorințe și vor să facă ceva cu viața lor. De-aia sunt aici. De-aia aș sacrifica. Acum ar putea fi în parc, ar putea fi la insulă, ar putea fi în alte părți. Dar ei sunt aici și ați văzut că stau aici plângând că nu pot intra pentru că nu au test. Sau pentru... Eu acum am stat cu emoții, am făcut test și încă nu s-a eliberat certificatul la QR-ul acela, nu? Și am stat cu emoții, stăteam aici, oare mă primește numai cu rezultatul negativ? Nu știu, întrebare. Nu înțeleg de ce autoritățile, în loc să sprijine copiii și să caute soluții, că se pot găsi soluții acolo unde se vrea, în contextul legii, desigur, dar se pot găsi soluții, da? De ce refuzăm din prima și spunem nu se poate? Oare așa e cel mai simplu? Ce facem cu copiii care vor să facă sport de performanță? În condițiile de care discutăm de azi dimineață. Păi ce să facem cu copiii? Ținem acasă. Ei fac performanță în sensul că ei nu sunt primiți la bazin să-și facă antrenamentele. Nu se face o distinție între piscină, bazin, nu se face o distinție între performanță. Considerați că este o interpretare răuvoitoare a administratorului bazinului? Nu știu ce să zic. Noi toți ar trebui hotărât. De-aia suntem părinți și am venit aici să hotărâm ceva. Dumneavoastră v-ați adus astăzi copilul? Și în primul rând are peste 12 ani? Da, amândoi băieții sunt, fac performanță aici și băieții așteaptă să intre în bazin ca să-și facă antrenamentele. Și sunt derutați total și nu știu ce se întâmplă, ca de altfel și noi. Și unde sunt copiii acum? Păi trebuie să ajungă la antrenament. A, și deci dumneavoastră nu știți dacă vor intra, dacă... Nu știu încă, nu știm niciunul dintre noi dacă vor intra sau nu. Dar din câte am înțeles pe grupul părinților, nu se intră. Credeți că copilul dumneavoastră își va desfășura antrenamentele ca și până acum sau veți fi obligat să-l țineți acasă?
normal voi fi obligat să-l țin acasă, pentru că se cere vaccinare obligatorie, iar ca să faci testare cum cere ei, nu ne permite. Și va afecta foarte mult activitatea copilului, care și copilul se va supăra, va pune întrebări de ce nu poate să meargă la asemenea antrenamente. Acum așteptăm să vedem interpretarea care se dă la ceea ce, la decizia care au luat-o ei. Domnule antrenor, care este situația în momentul de față, dat fiind că de dimineață se poartă discuții încinse, aprinse, referitoare la accesul copiilor peste 12 ani, cu sau fără certificat verde și alte măsuri auxiliare în bazinul de not? Este o situație incertă, este o situație în care cred că nimeni de aici nu vrea să ajungă. În primul și în primul rând bănuiesc că legea este interpretată greșit. Este interpretat paragraful care nu trebuie, din 932/2021. În loc să fie în considerat articolul 6, unde se spune clar și se vorbește clar despre sportivii de performanță, despre sportivii în fine, li se dă o denumire mai amplă, profesioniști / de performanță, așa. Din păcate, activitatea noastră, o activitate clar de performanță, da? Cu sportivi legitimați, cu sportivi calificați la campionate naționale, participați la campionate naționale, medaliați la campionate naționale, este considerată o activitate cu publicul. Iar bazinul de not din Bacău, pe cum vedeți să scrie și acolo, bazin de not din Bacău, este confundat cu o piscină oarecare. Nu cred că trebuia să se ajungă aici. Noi am avut o întâlnire clară cu domnul, așa zisă, întâlnire de lucru, săptămâna trecută cu domnul Roșu, și eu i-am spus expre că în lege nu scrie nicăieri că noi nu avem voie să intrăm sau că trebuie să intrăm cu anumite restricții. Dânsul ne tot arunca în față acel paragraf 10 unde convenea dânsului accesul la... Condiționat în certificat verde, da? Da. Eu cred că dacă era bunăvoință și dacă sportul ar fi fost iubit de unii oameni, mai mult decât este, eu cred că nu se ajungea la circul ăsta, pentru că eu consider chiar un circ. Cum poți să ceri la un copil de 13 ani test COVID? Hai, înțeleg, cer la un antrenor, cu toate că și aici. Gândiți-vă că eu managerez un club privat. Păi, mi s-a pus într-un fel stop la... Ce aveți de gând să faceți dacă situația nu se va reglementa în sensul a ceea ce ați interpretat ca fiind permisibilitatea de a intra copiii în bazin fără certificat, fără test? Eu nădăjduiesc că se vor așeza treburile, pentru că bănuiesc că mai sunt oameni care gândesc drept. Dacă activitatea va fi restricționată, cum e cazul acum, o să încerc o lămurire mai sus, o să încerc o hârtie la Ministerul Tineretului și Sportului, cu toate că Ministerul Tineretului și Sportului, prin simpla lipsă de reacție, pentru că ei nu au scos un ordin comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății, este clar că se merge pe legea veche, legea 55 din 2020, adică starea de alertă. Adică ce a fost până acum? Vă anunț clar, din surse cât se poate de verificabile, că toate sălile de sport, bazinele, tot ce înseamnă structură de sport din cadrul MTS, merge pe acea lege, 55 din 2020. Mulțumesc! În not fac de 11 ani. Și eu de 12. Da. Astăzi veți intra în bazin sau nu? La această oră, la cât e ceasul? E 5 de acum, da? Veți intra sau nu? În momentul de față nu ne lasă să intrăm în bazin, campion național, și nu ne putem antrena în bazinul nostru. Acea situație și la tine? Da, suntem parteneri, suntem la același club. Bun, ideea este următoare: aveți de ales între vaccinare sau testare la 48-72 de ore. Cum vi se pare oferta, să zic așa, pe care vă face conducerea bazinului? În cazul în care vrem să ne vaccinăm, timpul este prea lung și noi
trebuie să ne antrenăm, căci pierdem foarte mult. 10 zile de antrenament înseamnă enorm, mai ales că suntem pregătiți pentru, avem națională în noiembrie. Și varianta a doua, cu, dacă ar fi să ne testăm o dată la 2, la 3 zile, vă dați seama, e foarte costisitor. Fiind 2, testul 100 de lei ajunge 200 de lei la 3 zile pe săptămână, chiar 600. Vă dați seama, în aceeași e foarte mult. Concluzia unei zile tensionate și încărcate este că în momentul de față, așa cum ați văzut, părinții, copiii, sportivii, unii dintre ei ați văzut campioni naționali, cu 11-12 ani de antrenamente în spate, nu pot intra în bazin. Sigur, nu avem încă, din păcate, un punct de vedere oficial al primăriei sau al administratului acestui bazin, acuzat de către părinți în enumărate rânduri că nu înțelege și nu respectă sportul de performanță, părinți care la rândul lor au dovedit, din punctul meu de vedere, conștiinciozitate și au vaccinat copiii, chiar dacă schema nu este completă, ei cer îngăduință și înțelegere în interpretarea pozitivă și efectiv nediscriminatorie a legii, în sensul să li se acorde intrarea în bazin, așa cum a fost și anul trecut în condiții pandemice foarte mult mai dificile. Pe această cale așteptăm și un răspuns, sau solicităm încă o dată răspuns și de la doamna prefectul Dorița Lungu, cu care am avut o conversație neoficială, dar dumnea ei a promis că ne va comunica oficial care este punctul de vedere al reprezentantului Guvernului în teritoriu și sunt ferm convins că o să se țină de cuvânt. Până atunci, nu-mi rămâne decât să le urez părinților și copiilor să se înarmeze cu răbdare și să sperăm că și primăria, autoritățile locale și județene vor înțelege că sportul de performanță nu este un moft și este o necesitate într-o comunitate care și așa are grave probleme cu tinerii care au un grad de obezitate, care nu fac mișcare și care petrec foarte mult timp în fața calculatorului.